În ultimul timp, oamenii care vin să doneze sânge la centrul de transfuzie sanguină din Câmpul Lung sunt din ce în ce mai puțini. Numărul donatorilor a scăzut semnificativ, în timp ce nevoia de sânge este tot mai mare. Tot mai mulți oameni se îmbolnăvesc și au nevoie de transfuzii de sânge. Donarea de sânge, am înțeles că este cam criză în toată țara. Da, într-adevăr este criză în toată țara și la Câmpul Lung este la fel. Ne confruntăm cu un număr scăzut de donatori, în timp ce necesarul de sânge a crescut. Primim comenzi zilnic chiar și de la Constanța sau de la spitalele din București. Noi trebuie să asigurăm necesarul și la spitalul nostru municipal. De aceea îi rog pe cei care mă văd și care sunt sănătoși și au timp să-și facă timp să vină să doneze sânge. Menționez că ne găsesc în policlinică la etajul 2, zilnic între orele 8 și 13. Acțiunea de donare de sânge este o acțiune simplă, nu implică riscuri, nu durează foarte mult, dimpotrivă. Ei vor beneficia de o zi liberă de la locul de muncă, primesc un card în valoare de 69 de lei, li se vor efectua analize gratuite, au beneficii privind sănătatea, le crește imunitatea, scade riscul de a face cancere, de a face accidente vasculare cerebrale, de a face infarct. Persoanele care au lipidele crescute în sânge donând acestea scad, deci sunt foarte multe beneficii. Persoanele care pot să doneze sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, greutatea peste 50 de kilograme, trebuie să aibă o stare de sănătate bună, adică să nu aibă afecțiuni cardiace, reumatismale, neurologice, psihice, să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni, femeile să nu fie însărcinate, să nu alăpteze. Ne referim aici la o stare de sănătate bună. Să se gândească cei care mă văd că pe paturile de spital sunt părinții, frații, copiii de-ai noștri care așteaptă această picătură de sânge care reprezintă speranța la o viață mai bună. Avem un număr de donatori stabil aici în Câmpul Lung? Nu există un număr stabil de donatori. Oamenii vin și donează când au timp. Avem situații când donează aparținătorii pentru un caz anume sau la solicitările noastre. Noi sunăm, apelăm la persoanele care ne văd, care ne cunosc, să vină să doneze sânge. Este o perioadă de an când sunt mai mulți donatori, alte perioade când sunt mai puțini? Da, în perioada de vară numărul donatorilor scade, probabil datorită concediilor sau poate a căldurii, nu știu ce să spun, dar în luna august numărul donatorilor scade, de obicei. La ora actuală, în toate spitalele din țară este o criză de sânge, iar oamenii sănătoși care vor să facă o faptă bună pentru semenii lor să nu ezite, pentru că fiecare picătură de sânge donată poate salva o viață.